Imperativ, sub zodia argumentului. Bun găsit, sunt Ioana Soranu și vă invit să discutăm astăzi despre relația DNA-Parlament, relație destul de tensionată. Invitați în studio deputații PNL Grigore Crăciunescu și PMP Petru Movilă. De asemenea, prin telefon va interveni deputatul UNPR Gheorghe Emacu. Emisiunea va putea fi, poate fi urmărită și pe site-ul nostru www.radioiași.ro, transmisie video live asigurată de colegul nostru Bogdan Zlei. Societatea Academică din România și RomâniaCurată.ro au lansat miercuri o hartă interactivă unde persoanele interesate pot vedea pe județe numărul de condamnări definitive în perioada 2010-2014, pornind de la cazurile instrumentate de procurorii DNA. Astfel, punând cursorul pe județul dorit, se poate vedea numărul de condamnări, durata medie a proceselor, câte sentințe sunt cu suspendare, câte cu executare, cât la sută dintre procese au implicat fraude pe fonduri europene și care este indicele de corupție al fiecărui județ, adică numărul de condamnări la 10.000 de locuitori. Potrivit datelor centralizate pe hartă, Bucureștiul este orașul care are cel mai mare număr de condamnări definitive, respectiv 4,71 la 10.000 de locuitori, urmat de Maramureș și apoi de Bacău, unde sunt 3,21 condamnări. Este mult discutată imunitatea parlamentară față de faptele de corupție. Problema este că în anumite cazuri s-a obținut mai ușor înconvințarea Camerei sau a Senatului pentru reținere sau arestare, în alte cazuri parlamentarii nu au înconvințat aceste măsuri. E drept, conform Constituției au acest atribut, dar s-au născut discuții referitoare la tratamente diferite aplicate unora sau altora. Domnilor deputați, aveți cuvântul. De ce pentru unii parlamentari s-au aprobat mai ușor aceste măsuri, în alte cazuri, dimpotrivă, a fost chiar imposibil pentru unii? Da. Domnule deputat Movilă, vă rog. Să rămâne Hristos a înviat, bună seara. E o problemă care sper să-și aibă o soluție în final. În societatea românească, relația instituțiile din interiorul justiției, din interiorul Ministerului Justiției și Parlament și alte instituții, pentru că e o dispută, o polemică cu argumente pro și contra din plin. Sunt situații în care, dacă analizăm, să începem cu harta corupției. Nu este relevantă decât ca număr de cazuri, pentru că instituțiile, chiar dacă funcționează, să spunem, ceas, mecanism, în ceea ce privește aplicarea legii, nici dosarele nu sunt identice, nici cei care fac cercetările respective nu funcționează la aceeași capacitate. Cred că, sigur, e o statistică de prezentat, dar nu putem vorbi despre, în complexitatea ei corectă, o harta corupției. De altfel, ați văzut, inclusiv analiști media au comentat pe această temă și au spus că, sigur, este o activitate, un punct de vedere al societății România Curată, dar nu este relevant pentru situația din România. Dar, sigur, poate fi luat ca referință, poate fi abordat și amintit în diverse conversații. În ceea ce privește relația DNA-Parlament, am spus de nenumărate ori, de fapt întotdeauna am spus acest lucru, noi parlamentarii nu avem ce căuta pe traseul actului de justiție din două argumente importante. Cel mai important argument este acela că analiza unei cereri de încuvințare, a unei cercetări sau arestări, se face de către colegii din Comisia Juridică, iar noi nu avem acces la aceste dosare. Doar raportul Comisiei Juridice vine în plen, ceea ce, dacă ați urmărit zilele acestea, s-a discutat, cred că, despre celebrul caz Șova, în sensul că senatorii au votat, cum au votat în cazul Șova, cu excepția celor din Comisia Juridică, unii au votat politic împotriva sau în favoarea raportului Comisiei Juridice. Din acest punct de vedere, mențin afirmația
că eu ca parlamentar, care nu sunt în comisia juridică și chiar dacă aș fi, nu am ce căuta pe traseul actului de justiție ca parlament, ca instituție în ansamblu, în sensul că instituția care face cercetări are să aibă libertatea să facă cercetările pentru clarificarea situației, în sensul în care un parlamentar este vinovat sau nu este vinovat, și instanțele de judecată să ia decizii fără ca eu, parlament, să fiu implicat în acest proces. Pentru că aveți de mult... și o soluție pentru această problemă? Soluția, sigur, ar trebui modificată Constituția și îmi pare rău că în cei 2 ani de zile în care a fost o majoritate de 70-80% în pachetul de legi despre care vorbeam, despre codul electoral în ansamblu, despre reorganizarea administrativă, una dintre cele mai importante legi sau legea fundamentală, Constituția, trebuia modificată și ați văzut, accentul principal a fost pe atribuții și conflict între instituții ale statului. Sigur, cele mai importante conflicte în perioada aceea erau între guvern și președinție, mai puțin între președinție și parlament, guvern și parlament. Dar în același timp, deci trebuiau clarificate atribuții și responsabilități și vă amintesc celebrul caz când președintele Băsescu și premierul Ponta trebuiau să meargă la o întrunire a Comisiei Europene și Ponta, care nu avea atribuții, a dorit să meargă și atunci Băsescu, pentru a evita o situație penibilă pentru România, nu a mai mers el. La fel și în cazul de față, Constituția, și sper să avem cât de repede, este necesar să avem cât de repede o nouă Constituție, să clarifice aceste lucruri. Deci în Constituție se va prevedea foarte clar rolul Parlamentului în exercitarea de către alte instituții a atribuțiilor care le revin. Domnule deputat Crăciunescu, se operează cu unități de măsură diferite în cazul unor parlamentari? Hristos a înviat, bună seara, mulțumesc adevărat pentru invitație. Am să iau și eu în discuții în ordinea în care răspunsul la întrebări în ordinea pe care le-ați spus. Acea hartă pe care au făcut-o societatea civilă nu cred că este relevantă. Județele n-au aceeași întindere, n-au același număr de locuitori, încă nu sunt descoperite toate abuzurile și toate cazurile care sunt penale. Deci, așa ca curiozitate sau ca informare generală, e un lucru relativ bun, pentru că dacă mie mi se arată pe o hartă și de acolo iese că județul Bacău este cel mai corupt, eu atunci mă gândesc că toți oamenii din județul Bacău au un grad de infracționalitate mai mare decât în altă parte a țării. Legat de partea a doua, DNA, Parlament, vreau să discutăm, eu vreau să ridic în discuție o anumită problemă. Suntem toți trei de acord aici că legea trebuie respectată. Indiferent. Sigur. Legea nu are conotație de bună sau rea, de corectă sau incorrectă. Legea este lege și trebuie respectată. Spun cu gura mare și de câte ori am ocazia că parlamentarii nu au imunitate. Orice parlamentar este obligat să se prezinte la parchet atunci când este chemat, când are o problemă și trebuie să se prezinte de atâtea ori de cât este nevoie. În momentul în care se pune problema arestării preventive sau efectuarea unui percheziție la un parlamentar, legea spune, legea supremă din stat, Constituția spune așa, că acest lucru se poate face cu acordul camerei respective. Deci, respectăm sau nu respectăm toate legile? Singurii parlamentari care au imunitate sunt foști miniștri. La ei nu se poate începe urmărirea penală fără acordul camerei din care fac parte sau acordul președintelui. Deci, trebuie să desfacem acest lucru așa cum este azi și cum prevede legea. Cum facem diferența atunci între parlamentari și primari sau președinți de consilii județene, care nu beneficiază? Mă refer deocamdată la parlament. Au apărut aceste situații în care pentru unul s-a votat într-un fel, pentru câțiva, puțin la număr, 2, 3 sau 4, nu s-a aprobat arestarea preventivă, mă refer la parlamentari. Și pe acest lucru iară trebuie să discut un piculeț, dacă o să-mi dați voie. Vă rog. Și
câțiva parlamentari nu s-a început urmărirea penală, cazul Borbei, cazul Varujan. Eu știu, din cultura mea generală, că nu sunt jurist, că arestul preventiv este o formă care se aplică persoanelor deosebit de periculoase. Criminali, piromani, violatori și alte structuri de genul ăsta. Și poate în alte cazuri în care cel acuzat nu trebuie să ia legătura cu alți martori. Deci este o măsură de excepție. Și atunci eu întreb, dacă legea permite Parlamentului să voteze pentru arestare preventivă sau nu, și în 10 cazuri sau în 15 cazuri, dacă mi-aduc eu aminte, am votat pentru arestare preventivă și în 3 cazuri sau în 4 nu am votat, eu cred că nu suntem acolo o turmă care să votăm așa cum cere parchetul. Mai revin la problema ridicată de colegul meu. Deci dacă ar trebui cerut acceptul, de asta trebuie modificată legea, ar trebui cerut acceptul pentru arestare preventivă și pentru percheziții la parlamentari, acest rol ar trebui să-l aibă numai comisia juridică, cea care are acces la dosar, pentru că noi nu știm nimica. Țin votăm să vă reamintesc că în anumite cazuri judecătorii nu au acceptat măsura arestării preventive cerută de procurori. Da. Deci până la urmă judecătorii sunt cei care decid. Aș vrea să mă fac înțeles. Aveți perfect dreptate. De ce dreptate? Este nevoie ca Parlamentul să-și dea acordul pentru astfel de măsuri atât timp cât avem judecători? No, este nevoie, te rog, nu mă un pic. Este așa pentru că așa prevede legea. Deci nu vă supărați. Deci trebuie să schimbăm Constituția. Eu nu vă spun din ce motiv cineva n-a fost... Constituția, noi trebuie să facem acest lucru. Și cine trebuie să schimbe noi Constituția? Trebuie să facem acest noi lucru. Cine? Noi Parlamentul. Și de ce nu schimbați? Păi deja lucrurile astea ne depășesc pe noi doi. Iertați-mă, eu nu pot să vă... Nu, acest lucru... cu atât mai mult. Nu. Deci acest lucru ne depășește pe noi doi ca persoane fizice. Deci rog, tot vorbim de acest lucru. Deci un lucru important... Eu nu înțeleg de ce au fost lăsați să candideze colegi a căror dosare, evenimente, fapte sunt însumentate din 2007-2011 și instituțiile care acum cer arest preventiv sau închisoare, ce mai cerele acolo, nu s-au sesizat de atunci și au lăsat să candideze. Care este cota de pericol crescut? Faptul că din 2007-2011 s-au întâmplat evenimente, vorbim de Vosgania și Videanu, să spunem, au semnat documente de oportunitate politică și economică. De atunci până acum nu s-a întâmplat nimic, da? În dosarele respective. Care este cota de pericol public? Da? De ce s-a cerut arestarea lor? Videanu a fost arestat și ca ministru a fost Băsescu, i-a dat semnătura pentru a fi cercetat și arestat, e o întrebare logică și normală, zic eu, de bun simț. De ce dacă aceste dosare... de ce credeți că se întâmplă asta? Cred că ar trebui să răspundă cei care au ținut dosarele până acum. Un alt lucru credeți foarte important... Credeți că au fost ținute dosare la sertar? Nu, în sensul că au fost ținute și nu au fost instrumentate cu aceeași viteză cu care la Bacău... Deci eu ca parlamentar... Și nu e o întrebare retorică, este o întrebare foarte serioasă. Deci să răspundem la ea dacă avem nu e o situație la Pașcani, da, îmi cer scuze, cu un eveniment petrecut de 10 ani, mai bine 2007. De 10 ani. 2007, 8 ani, care Consiliul Local a adoptat o hotărâre și nu s-a întâmplat nimic de atunci. Și acum toți sunt sub control judiciar. Consilierii care au votat atunci, primarul, parlamentari... Înseamnă că societatea funcționează normal când dosarele sunt instrumentate cu viteze diferite, pentru că e o întrebare logică și normală. Eu, ca parlamentar, am acest interes, pentru că nu sunt bucuros ca ieșan, ca moldovean, să văd că colegi, oameni de afaceri, șefi de instituții din ea sau din Moldova, sunt acolo în top, sunt arestați, sunt la pușcărie, pentru spețe dosare care s-au petrecut cu 8 sau 10 ani în urmă. Un alt lucru important, ca să ne întoarcem, cine trebuie să... Ar trebui prescrise, poate, dacă... Nu. Deci nu, noi nu vorbim de prescrierea dosarelor și de facilități. Vorbim că justiția trebuie să funcționeze, dar trebuie să funcționeze constant, uniform și nu intermitent, sau în funcție de... România este stat membru UE și stat membru NATO. Credeți, poate,
că au venit și din afară unele sugestii de creștere a ritmului vreau să de vă spun ceva corupției. Legat de modificarea Constituției. Constituția se modifică cu 2/3 din numărul de parlamentari. În ultima vreme, singura perioadă, în ultimii 10 ani, singura perioadă în care a existat această majoritate în Parlament a fost 2012-2014, când USL-ul a câștigat un procent mare, când cu partenerii de guvernare și cu parlamentari care au migrat, ajunsese undeva peste 80%. În rest, Constituția se modifică pe consens politic între toate formațiunile. Și din câte văd, sigur, colegii parlamentari PSD și PNL au majoritate, ar putea pe un consens, sigur și noi, Partidul Mișcarea Populară, venim să susținem acest lucru, ar putea face proiect. Și mai amintesc, există o comisie pentru modificarea Constituției, care cred că în 2013 și 2014 a avut drafturi, proiect pentru modificarea Constituției, care nu au fost corelate cu actele, cu normative europene, Comisia de la Veneția și Curtea Constituțională a României le-a respins. Revenind la DNA, la corupție, domnule deputat Crăciunescu, de ce credeți că activitatea DNA este mult mai susținută în ultimul timp? Sau rezultatele acestei activități, poate că... Într-adevăr, rezultatele în ultima perioadă sunt spectaculoase. Da. Deci se vede că ani în șir s-a lucrat, s-au adunat multă documentație și lucrurile care sunt prezentate sau aduse în fața opiniei publice sunt cele pe care le știm. Revin la relația DNA cu Parlamentul legat de imunitate. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și cred că suntem toți în același consens ca să nu existe imunitate pe probleme de penale. Dar atâta timp cât legea există în vigoare, Constituția pe de o parte, plus solicitările parchetului și DNA-ului pe de altă parte, noi suntem puși la mijloc și într-un fel puși la zid pentru faptul că uneori nu facem ceea ce ne cere DNA-ul. Este bine, nu este bine, nu vă pot spune. Dar eu cred că atunci când legile vor fi corelate și va fi dat liber, ca în afară de declarațiile politice, toate celelalte activități, acte de corupție, acte de șantaj, de trafic de influență, mă rog, tot ce este acolo, să poată fi analizate corect. Avem acum MCV-ul. Suntem singura țară care avem acest lucru impus de Uniunea Europeană. La insistențele doamnei Monica Macovei. Nu este impus. Este o consecință a ceea ce se întâmplă în interior. Îmi cer scuze, aș vrea să-l introduc în discuție și pe domnul deputat Emacu de la UNPR, care este la telefon. Bună ziua, domnule deputat! Sărbunile fi Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule deputat, aș vrea să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră relația aceasta dintre DNA și Parlament, mai exact imunitatea de care beneficiază parlamentarii. Sigur că o societate, în opinia mea, și nu numai funcționează bine sau din ce în ce mai bine, dar are niște reguli foarte clare și regulile respective sunt aplicate. În chestiunea pe care noastră o aduceți în discuție, împreună cu distinși invitați pe care îi salut și cu această ocazie, este vorba practic despre imunitatea parlamentarului, pentru că vorbim de deputați și aveți invitați deputați, dar și a colegilor senatori. Lucrul acesta este foarte clar stabilit în Constituția României și el este, precum dumneavoastră l-ați explicat direct sau chiar și detaliat, anume că parlamentarul are imunitate atunci când este de vorba de opinia sa politică, despre votul său și sigur atunci când se pune problema percheziției, reținerii sau arestării, aceasta se face cu încuvințarea camerei din care el face parte, cu excepția cazului când este vorba despre o infracțiune în flagrant. În această chestiune pot să vă spun și eu ca și alții că a modifica dimensiunile, conținutul, consistența acestui capitol care se numește
imunitate parlamentară, va trebui să umblăm, așa cum spunea și domnul deputat Mozilă, la conținutul Constituției însăși. Acest lucru, sigur că este în atenția Comisiei de Revizuire a Constituției, care, iată, nu mai departe de marți se va întruni și sperăm să facă niște progrese în acest sens. Eu fac parte și din această comisie și sper ca lucrurile și din acest punct de vedere să fie clarificate. Aș mai spune un lucru. Cât e de mare sau cât e de mică sau cât este de extinsă această imunitate? Vreau să vă aduc în discuție, pentru o mai clară precizare, decizia 46 a Curții Constituționale din 94, care spune că aceasta, respectiv imunitatea, nu poate fi extinsă și nici restrânsă printr-un act subordonat Constituției. Deci este foarte clar că dacă dorim să avem o imunitate pentru parlamentar mai restrânsă, va trebui să operăm în Constituție. Sigur, de ce, domnule deputat, de ce parlamentarii beneficiază? Care îi dau interpretare, care pun în operă practic ceea ce spune Constituția. Am două, domnul deputat Movilă, sunt Hristos, Anvia, mă bucur să vă aud. Respect adevărata viață. Două lucruri importante. Imunitatea parlamentară în Constituția României a fost introdusă ca urmare a recomandării Comisiei de la Veneția, dacă este adevărat. Și al doilea lucru important, pentru că, sigur, ar trebui să fim toți de aceeași parte, corectă. Mirol Mitrea, Relu Fenechiu, Adrian Năstase, Dan Voiculescu au fost judecați și în condițiile în care au fost condamnați definitiv, Parlamentul a dat punct de vedere favorabil și au fost arestați. Sunteți de acord cu mine? Aș vrea să nu discutăm despre cazuri. Sunt cazuri care vin să confirme faptul că, inclusiv pe legislația actuală, atunci când sunt sentințe clare, definitive, puncte de vedere, Parlamentul nu a blocat nimic în niciun fel. Chiar Mirol Mitrea, ați văzut, și-a dat demisia, a plecat. Deci sunt două lucruri care ar fi important să discutăm încă o dată. Imunitatea parlamentară, și sigur noi punem accent pe imunitatea declarațiilor politice și activității politice, este introdusă în Constituția României ca urmare a recomandărilor Comisiei de la Veneția. Și al doilea lucru, foarte multe cazuri au fost judecate în libertate, deci Parlamentul nu a blocat niciun fel justiția, care a funcționat până la punctul final atunci când s-a dat o sentință definitivă de condamnare. Bună seara, domnul Iemacu. Bună seara. Deputat Grigore Crăcinescu. Domnul Iemacu, mai trebuie ridicat o problemă. În toate țările cu democrație, cu stat de drept, această imunitate a parlamentarilor în cazurile de arestare, percheziție și reținere este în vigoare în absolut toate țările democratice. Deci dacă noi am scoate din Constituție, și nu, eu nu am nimic împotrivă să nu scoatem, ne-am situa în afara a ceea ce face toată lumea. Și acest lucru trebuie luat în vedere. Dacă mi-e îngăduiți... Vă rog, domnule deputate Macu. Am reținut cele spuse de colegii mei. Vreau să mai spun câteva lucruri referitoare la chestiunea revizuirii Constituției, care, dincolo, sigur, de chestiunea de astăzi pe care discutăm, e foarte importantă pentru mult mai multe alte lucruri de făcut. Iată că au mai trecut vreo 10-11 ani de la ultima ei revizuire, am intrat în European, lucrurile s-au schimbat, iată forța unei puteri în stat, respectiv cea justiției, care este din ce în ce mai eficientă și pune în evidență o serie de lucruri. Această chestiune a restrângerii sau a revizuirii, dacă vreți, însuși a conceptului de imunitate, poate avea loc doar în acest context. Acum, că e bine să facem așa sau altfel, va rămâne de văzut. Pentru că, din punct de vedere al nivelului de imunitate, dacă aș putea să, sau barometrului din acest punct de vedere, ca să spun, România se situează undeva sub media, dacă vreți, a țărilor europene cu tradiție în democrație. Să spunem, de exemplu, în Germania, unde lucrurile stau mult mai bine din punctul ăsta de vedere, este
o opțiune pe care, în principal, comisia, dacă va dori, o va stabili, iar mai departe, sigur, plenul și, nu în ultimul rând, cetățenii României vor spune dacă vrem sau nu vrem așa. Sigur, se poate renunța la tot, sau probabil că nu se va putea în niciun caz renunța la libertatea votului și opinii publice. S-ar putea, de exemplu, ministru să nu mai trebuiască să primească încuviințare pentru toate cele procedurale ale unui caz penal, într-o situație penală. De exemplu, s-ar putea ieși din ecuația asta dacă ministru nu ar mai trebui să fie și parlamentar. Adică e practic singura excepție de cumul, dacă vreți, atunci când un parlamentar poate să mai facă și altceva, respectiv să fie ministru. Odată este în legislativ, odată este în executiv. Sunt, desigur, multe lucruri care pot fi aduse în discuție. Așa este, Comisia de la Veneția, fiind un organism specializat al Uniunii Europene, are un cuvânt important de spus în construcția aceasta, care în opinia mea este importantă, este importantă pentru introducerea, dacă vreți, a unui nou actor în zona administrativ teritorială României, respectiv regiunea. Este nevoie pentru armonizarea multor lucruri care s-au întâmplat de la intrarea noastră în Europeană și multe altele. De asemenea, în baza unei noi constituții, mi-aș dori tare mult ca aceasta până la anul să se aprobe, însă am și eu ezitările mele, văzând cum se întâmplă lucrurile, din păcate, și acum, dar cum s-au întâmplat și în primii doi ani de când s-a lucrat la această lege fundamentală, însă dacă va fi adoptată categoric și regulamentele noastre, fie de la Cameră, regulamentele de funcționare ale Camerei și cele ale Senatului, categoric vor fi mult mai clare, mult mai precise, astfel încât să nu se creeze uneori poate greșit o impresie mai puțin favorabilă, fie pentru parlamentari, fie pentru, eu știu, conducerea diferitelor camere și nu în ultimul rând pentru diferite partide politice. Am înțeles. Există o limită stânga-dreapta, clar definită, reguli în Constituție, reguli în legea specială, legea 96 și nu în ultimul rând în regulamentul nostru de funcționare. Am înțeles. Domnule deputate Macu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea Imperativ la Radio Iași. Domnilor deputați, ar mai fi o problemă despre care am mai discutat, domnule deputat Petru Movilă, tot cu dumneavoastră aici în studio, recuperarea prejudiciului. Pentru că procurorul șef al DNA, Laura Codruța Căveși, a spus într-un interviu că unii anchetați reacționează mai prost atunci când află că li se pune sechestru pe aver sau pe o parte din avere, decât atunci când află că sunt reținuți sau arestați. Bun. Deci doare mai tare sechestru pe avere. Ca să închidem puțin prima parte, modificarea actelor normative, Constituție, legi. Dar nu aș vrea să discutăm despre Constituție astăzi, ci despre... Păi nu, pentru că atribuțiile instituțiilor fundamentale sunt în Constituție, după care sunt legi subsecvente. Deci trebuie să avem clar o legislație normală, în acord cu legislația europeană, care să nu permite abuzuri și ingerințe ale unei instituții în activitatea altei instituții, indiferent ce instituție este aceasta. În ceea ce privește afirmația că unii sunt supărați sau nu, e interesantă afirmația în condițiile în care trebuie să aplicăm legea și o problemă tehnică. Nu cred că legea o aplicăm în funcție de sentimente, culoarea ochilor. Dacă, și sigur aici trebuie într-adevăr accelerat procesul, procesul trebuie accelerat pentru recuperarea datoriilor, nu datoriilor, pentru recuperarea sumelor din hotărârile judecătorești. Nu știu ce înseamnă că e prejudiciu sau nu. Dacă există o hotărâre judecătorească prin care statul trebuie să recupereze de la un condamnat, indiferent că este om politic sau om de afaceri sau simplu cetățean, acest lucru ar trebui să se facă într-un termen bine definit. Da? Avem cazul Voiculescu mai bine de un an de zile și eu nu am auzit că s-a recuperat ceva. Nu deci, vreau din să acest... discutăm despre cazuri. Dar e nevoie, pentru că trebuie să dăm exemple concrete, că dacă discutăm doar generalități, oamenii spun, băieții aia s-au întâlnit și au vorbit povești la radio. Deci este important ca legea să se aplice indiferent de sentimente și opțiuni personale a celor care aplică legea și a celor care sunt subiectul aplicării legii. Deci, din acest punct de vedere, nu cred că este o problemă că cineva supăra mai tare că îi se ia banii
decât că îi se ia libertate. A greșit, există o hotărâre judecătorească definitivă. Eu cred că este o problemă, pentru că poate avea un efect preventiv în momentul în care cei tentați să se lase corupți văd că li se confiscă averile, s-ar putea să se gândească de două ori. Nu, cred că se mai pune, personal, cred că nu se mai pune problema să se gândească dacă alb sau negru. Avem o lege în acord cu... Dar nu e vorba de alb sau negru, este vorba de averi foarte mari. Averile foarte mari... Care după 2 ani de pușcărie sunt tot acolo. Doamna Soreanu și dragi ascultători, există o hotărâre judecătorească definitivă că trebuie recuperat o sumă de bani, un patrimoniu de la un condamnat, acelea trebuie recuperate într-un timp foarte scurt și cred că aici, într-adevăr, spune Laura Codruța Căveși că 310 milioane de euro așteaptă să fie executate. Guvernul înființează o nouă agenție, în acest sens, pentru recuperarea prejudiciului, în încercarea de a crește gradul de valorificare a creanțelor provenite din infracțiuni la cel puțin 25%, nivelul actual de valorificare fiind extrem de scăzut. Dați-mi voie să mă întreb despre normalitatea procedurilor. Atât timp cât există o hotărâre judecătorească, pe baza unui executor judecătoresc, acest lucru trebuia să se rezolve în 30 de zile, 60 de zile, nu să vin cu alte declarații. Cred că este corect ceea ce spun. Domnule deputat Crăciunescu. Mie mi se pare firesc și principal ca acei bani care au fost luați din bugetul general, din banii pe care toți îi dăm la bugetul statului, să fie recuperați. Pun următoarea întrebare. Ce s-ar fi întâmplat dacă DNA-ul ar fi avut o acțiune de genul ăsta sau ar fi fost atât de prolific prin anii 2005, 2006, 2007? Probabil că o parte din cei care sunt azi în arest sau chiar sunt judecați ar fi avut timp sau ar fi cugetat de două ori dacă mai fac sau nu fac altceva. Exact. Deci este un semn de întrebare de ce parchetul general, DNA-ul, DICOT-ul, atâția ani de zile a strâns numai dovezi și după plecarea domnului Băsescu de la președinția țării au fost scoase toate la iveală. E o realitate. Revenim la ceea ce am discutat. Și revin la întrebarea dumneavoastră. Eu cred că este mai important să recuperăm sumele de bani care au fost sustrase din bugetul țării decât să pedepsim persoana respectivă. Eu nu aș da pedepse mai mici sau aș reduce pedepsa pe măsură ce poți da înapoi milioanele de euro pe care le-ai dat. Nu știu, trebuie să găsim așa un fel de troc, dacă vreți. Domnul deputat. Nu e adevărat. Te rog. Deci, important este să vină banii înapoi. Acum există legea privind extinderea sechestrului pe rude până la nu știu ce grad, gradul 2 sau 3, care este un lucru bun. Este un lucru bun pentru că s-a constatat că mulți din cei care sunt cu probleme la ora actuală, nu dăm nume, ca așa a spus dumneavoastră, nu au decât două apartamente și valoarea de la pedată este de 90 de milioane de euro. Nu înțeleg. Este foarte important să recuperăm banii pentru că există așa de multe nevoi în țara asta și dacă aș pleca de la sănătate, că sunt membru a Comisiei de Sănătate, nevoile din sistemul de sănătate, nevoile din infrastructură, nevoile din școli. Dacă spunem acum că în România, anilor 2015, există aproape 1000 de școli fără grupuri sanitare modernizate și fără apă curentă în școală, nu este credibil. Deci, ar fi, după mine, ceva făcut în legislație și asta trebuie să facă profesioniști pentru ca recuperarea asta să se facă mult, mult mai repede. Totuși, sigur, cu scuzele de rigoare, există o hotărâre judecătorească care stabilește, definitivă, care stabilește paguba produsă de condamnat statului, instituției, unui alt cetățean și așa mai departe. Dar tocmai asta este că nu, acea hotărâre judecătorească se pare că nu este suficientă. Ba da, este suficientă în orice situație. Există hotărâri judecătorești investite cu titluri executorii, nu?
în orice proces. Da, da, da. Și atunci mă întreb, instituțiile statului care trebuiau să facă acest lucru, de ce colegii din instituțiile de justiție nu au sesizat în timpul respectiv, condamnat pentru prejudiciu, mai ales oameni politici, deputați, miniștri, Ministerul de Finanțe, ANAF, în timpul de, pentru că și aici se lasă loc unor proceduri. Au autonomie niște instituții ale statului. Mai este foarte puțin din emisiune și aș vrea să mai discutăm un lucru. Se spune că sunt voci care spun că salariile demnitarilor sunt destul de mici și dacă demnitarii ar avea salarii mai mari, ar fi incoruptibili. Există tentația în momentul în care indemnizația unui parlamentar este, să spunem, de 5.000 de lei. Da. Da? Sub sau a unui ministru, da? Da? Care, sau a unui primar, nu mai vorbim, care este și ordonator de credite și care hotărăște investiții foarte valoroase. Există tentația. Am să vă răspund în felul următor. Cei care sunt puși pe furat, oricât de mult au, nu se opresc niciodată. E vorba să facem ceva cu cei care sunt de bună credință și ajung în funcții publice, dețin anumite puteri asupra unor bugete de zeci de milioane de euro, de miliarde de lei și au niște salarii foarte, foarte mici. Deci, dacă parlamentarii ar avea o indemnizație suficient de mare, nu mă întreba să spun sumă. Ca în Republica Moldova. Un parlamentar în Republica Moldova are 3.000 de dolari indemnizație pe lună. Nu știu. Nu discutăm suma. Dacă primarii, dacă... Și în Parlamentul European. Acolo deja e mult, mult mai mult. Deci dacă majoritatea funcționarilor publici, oamenii cu demnități înalte în stat, ar avea niște salarii care să le permită un nivel de trai corespunzător, că un demnitar nu se poate îmbrăca oricum, nu poate să intre cu un reprezentant a unei firme, o întâlnire cu un alt primar sau cu un alt ministru, oriunde și oricum. Deci dacă ar fi aceste surse financiare puse la dispoziția funcționarilor publici și demnitarilor și miniștrilor, numărul celor care ar fi tentați să fraudeze va fi mult mai mic. Cu siguranță, pentru că, știți, cleptomanul fură Am pentru înțeles, că e bolnav. Dar, dacă într-adevăr aceste indemnizații sunt mici, cum au reușit unii să acumuleze averi inestimabile? Am să vă răspund de la o întrebare. Dacă am urmărit declarațiile de avere de la intrarea în Parlament pe un mandat, pe două sau pe trei, ne putem da foarte bine seama cum a evoluat din punct de vedere a stării materiale parlamentarul respectiv. Și acolo unde există dubii, pentru că... Spuneți că au intrat în politică, de fapt, cu acești bani, cu bani foarte mulți. Da, dar trebuie să dovedească, deci la prima declarație de avere, la intrarea în Parlament, dacă el acolo are acțiuni la bursă, are părți sociale la o societate, are alte proprietăți, pământ și alte treburi, dacă alea sunt trecute toate acolo și se urmărește evoluția, este perfect. Dar în momentul în care omul vine cu un apartament și o mașină și după 5 ani sau după 10, vezi, 10 loturi despre de casă... Despre aceste cazuri vorbesc, domnule deputat Movilă. Care este o părerea dumneavoastră? Părerea mea este foarte clară. Sunt instituții care verifică aceste lucruri, cum vorbeam și înainte de misiune, Agenția Națională de Integritate. Am văzut că există acum o discuție în Parlament și despre pensiile speciale. Există mai multe discuții, însă dacă în statul român evaziunea fiscală ar fi redusă la minim, dacă pierderi pe diverse proiecte fără finalitate ar fi reduse, ar fi suficienți bani ca să avem salarii decente pentru primari, pentru funcționari, pentru instituțiile de stat, să creștem ajutoarele sociale. Gândiți-vă că în România evaziunea fiscală anuală e de ordinul miliardelor de euro. Un lucru. Al doilea lucru important, dacă reușim, și foarte important, să aducem investiții astfel încât să scădem, gândiți-vă că la sistemul de pensii, din bugetul național se duc anual aproape 4 miliarde de euro pentru a asigura deficitul, pentru că sunt raportul populației activă
persoană susținută, dar care merită. Vreau să punctez un lucru atunci când a fost vorba despre creșterea alocațiilor pentru copii. Nici nu a fost cine știe ce dezbatere în Parlament. S-a spus ba, că da, nu au sunt fost, bani. Nu, au fost. Acum cu pensiile speciale. Nu, nu, au fost și dacă vă uitați. Se discută. Sunt dezbateri destul de importante, inclusiv pentru creșteri salariale în sectorul sanitar, pentru recuperările în sistemul de învățământ. Deci sunt aceste, sunt aceste dezbateri, însă, cu părere de rău, unii comentatori nu văd decât ceea ce interesează, ceea ce se vinde. Însă sunt și multe acte normative, chiar acum, pentru persoane cu dizabilități, pentru funcționarii publici, creșterea salarială acum pentru personalul din sistemul sanitar. Adică sunt niște lucruri care, într-un echilibru, ar vedea că totuși statul face un efort sau aduce măsuri de recunoaștere în limita posibilităților a muncii celor care lucrează. Dacă mă gândesc că sunt care, și cu scuzele de rigoare, unii care au primit de la stat bani 20 de ani și acum au uitat să muncească și nu i-a întrebat nimeni niciodată, stau și mă gândesc, poate banii mai bine îi dădeam la un medic, la un învățător, la un preot, la un angajat la radio, poftim, decât 20 de ani. Angajații de la radio nu am auzit vreodată ba să iasă da. Public să ceară salarii. Au fost nu. Multe, multe. Nu, sigur nu, pentru nu. Că se lucrează sigur instituțional. Nu. Deci Radio România, sigur, Radio România nu. Este subordonat sigur, Parlamentului sigur. Și la Parlament s-au discutat de multe ori sisteme de salarizare pentru toate instituțiile, nu doar pentru alocații pentru... Radio România așa are banii proprii, așa știu eu. Sunt bani publici, însă Radio România nu, redactorii, angajații de la Radio România nu au solicitat. Dar salarizarea e tot prin legea dată de Parlament. Dar se discută, în schimb, despre pensiile speciale. Absolut. Asta vreau să spun. Sunt subiecte normale relația, care privesc societatea românească. Sigur. Relația dintre DNA și Parlament cred eu că va continua să fie tumultoasă și în perioada următoare. Noi vă vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă, cu eventualele modificări din Constituție, dacă ele vor avea loc. Aceasta a fost... Sigur, ne trebuie da? Lege privind răspunderea magistraților, care e important. Avem aproape 100 de milioane de euro pe care România trebuie să plătească condamnări la CEDO ca urmare a unor decizii nelegale date de magistrații români. Așteptăm această lege, domnule deputat, înțeleg că veți face un proiect. Trebuie să încheiem emisiunea. Aceasta a fost dezbaterea imperativă de astăzi. Mulțumesc invitațiilor mei, domnii deputați Grigore Crăciunescu, PNL, și Petru Movilă, PMP, și, desigur, domnului deputat Enacu, UNEPR. Sunt Ioana Soreanu, numai bine! Privește în viitor! Ascultă Radio Iași!